Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu de YouTube și pacea Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu toată lumea. Astăzi suntem duminică și vrem să pregătim mâncare. Ce vrem să pregătim astăzi? Vreau să pregătesc astăzi, să gătesc. Am aici o coastă de porc, o costiță, așa, două bucăți, una mai mică, una mai mare. Și vreau să o condimentez cu condimente, că până noi facem, că vreau să mai gătesc, aici am costița, aici am ingredientele care o să fac o ciorbiță de pui, așa, am un pui aici. La ciorbiță avem mazăre, morcov, țelină, ceapă, ardei, toate ingredientele sunt aici. La fel aici sunt toate ingredientele și pentru care o să condimentăm carnea și care o să punem și la ciorbă. Sare, piper, foi de dafin, o să vedeți voi cum o să fac. Acum o să pregătesc dressingul ăsta care o să-l fac pentru carnea asta, pentru costița, ca să-l condimentez. Da, vreau să beau o culoare de cafea. Așa. Și acum vreau să fac aici așa, dar trebuie să-mi aduc uleiul, da. Nu, acum vrem să punem așa, vrem să punem sare, sare după gust, fiecare pune sare după gust, două lingurițe, cam ar veni o lingură, așa, din astea. O să punem un pic de piper măcinat, nu o să punem mult, așa, și o să punem o lingură de boia dulce, așa, și o linguriță, cine vrea să pună, să pună, cine nu, o linguriță de vegeta, un pic, nu mult, așa, și o să punem niște soi sos din ăsta. Nu ne place, două lingurițe așa, soi sos. Și vreau să pun un sos din ăsta care e dulce, acrișor și un pic așa lejer picant. Nu e picant să-l simți, nu ne place, e foarte bun. O să pun și două linguri din astea, atât. Și o să punem un pic ulei de măsline. Tot așa, două, trei linguri de... două linguri. Așa. O să condimentăm costița noastră, carnea. Și o lăsăm să stea ca să mai intre condimentele în ea până noi pregătim ciorba. Și vreau să fac garnitură, niște cartofi țărănești. Deja i-am pus la fiert paragaz să fiarbă cartofii în coajă, care o să vedeți voi cum o să le fac. Așa. O să facem, cum am spus, o ciorbiță cu carne de pui și cu tăieței de casă. O să vedeți voi. Așa. Acum stai să-mi aduc un platou așa ca să pot să pun costița aici și să o condimentez. Așa. O să punem asta aici așa și acum începem să condimentăm costița noastră. Hai să întorc așa. E foarte bună costița. Normal că e bună, cum să nu fie. O facem la cuptor. O să o punem la cuptor. Să pun mâna, că să fac așa frumos, știi?
să o fac bine, să o condimentez bine cu mâna, că cu lingura... N-are nimic, telefonul, lasă mesaj. O să o fac așa, ca să intre condimentele peste tot. Da? Așa, să intre condimentele peste tot. Și până noi pregătim ciorba, pentru că dacă o punem la cuptor, mai peste 20-30 de minute, sau vedem noi cât o să o lăsăm la, să stea aici, așa, ca să prindă condimentele, să intre condimentele în ea. Vedem noi, acum nu știu minutele, acum vedem noi cum o să pregătesc ciorba. Nu, o să stea aici așa, o lăsăm așa să, acolo deoparte, ca să stea în condimente. Și revenim. Nu, așa cum v-am spus, am pregătit carnea, costița, am condimentat-o și am pregătit toate ingredientele să facem o ciorbă cu pui. Așa. Am aici un pui din ăsta, așa, galben, frumos. De porumb, așa spune, de porumb, e de porumb. Eu cred că e fi de porumb, așa-i? Dar e galben, e frumos. Și am să pun din el la ciorbă. Să vedem. O să-l tai așa. Și am să pun aripile. Vreau să fac așa mai la regim. Să fac și pentru Abel. Și pentru Iosif. Încercăm să facem așa mai la regim. Nora, acum acolo, uitați, oameni buni. Bună ziua! Ți-i vă spun și eu bună ziua la toată lumea și la toți oamenii care ne vede, frați și surori, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Domnul Iisus să binecuvinteze pe toți acei care s-au abonat la canalul nostru, că e canalul nostru, nu-i numai meu. Noi suntem o familie. Oh. Ai grijă ce faci cu cuțitul ăla. Ce mă fac? Încet, așa? Încet grăbi. Și vreau să mai spun ceva pentru noi abonați care se abonează și ne trimite mesaj că spunem la Nora că e Nora noastră, da, Nora este Nora noastră, după Iosif, e soția lui Iosif, dar pe ea o cheamă Nora. Deci ea e Nora noastră, da. Soția lui Iosif, dar o cheamă Nora, da. Oameni buni, prieteni, stați și surori, ca să înțelegeți. Da. Ea așa o cheamă, Nora. Dacă măsa i-a pus numele ăsta, nu suntem noi de vină. Nu, aia este treaba. Nora noastră. Nora e și un nume. Da, și nouă ne place să-i spunem, da? Nora. E frumos numele, nume frumos. Da, nouă ne place numele ăsta, Nora. Pă Nora o cheamă Nora. Bine, acum Nora înseamnă... Că e Nora ta. Da, în română. Da, Nora e și nume Nora. Da. 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 Stai să duc ăsta ca să pot să pun carnea asta aici. Da. Ce o să facem? Da. Dar de ce nu e barda? Lasă că-l tai tu ăsta. Na, bine. După aia. No, revenim la bucătărie să facem ciorba. No, acum vrem să facem ciorba. Pun un pic de ulei, nu mult, un pic așa, ca să călim ceapa. Așa. O linguriță, două de sare, așa. Și
lăsăm un pic să se călească, nu să se prăjească bine, așa să se moaie ceapa. Ia că cartofii noștri care aici ferb, cu coajă, care o să-i facem, o să vedeți voi. Așa. Și acum facem ciorba noastră. Aici Nora mănâncă, Iosif, aici oameni buni, pune oameni, pacea Domnului. Pacea Domnului, fraților. Domnul Iisus Hristos să vă binecuvinteze pe toți cei care vă uitați la noi. Amin. Amin. Așa. Și cartofii frafier, sunt gata, uitați. Așa, acum mai spurgem de apă și lăsăm să se răcească și da. Am lăsat un pic ceapa să se moaie așa, uitați, nu mult, să fie moaie, moale, doamne, să fie moale ceapa și punem morcovii. Morcovii am răzărit așa ca să facă o culoare mai faină. Eu am avut aici trei morcovi care le-am răzărit. Sunt bio, acum... Așa scrie pe pungă, că sunt bio. Îi lăsăm așa un pic ca să iasă culoarea aia așa frumoasă, galbenă din ei, ca să fie ciorba noastră, să aibă o culoare faină, o textură faină. Punem și ardeiul după aia. Cum vreau să pun ardeiul? Am un ardei roșu și un ardei... Galben. Se vede. Da. Așa, și acum punem carne. Așa. O să punem carnea. Lăsăm să călească și carnea împreună cu morcovii și ardeiul, 2-3 minute și atunci punem apă. O să punem foi de dafin, o să punem piper, asta e să vin cu foi de dafin și cu piper. O să pun câteva frunzulițe pentru că sunt mici, foi de dafin și piper bobi. Așa. Punem un pic capacul și lăsăm să se călească un minut, două și apoi punem apa. Ce faci, Nora? Da? Da, uite-te la camera, Nora. Nora, se ocupă în fiecare zi cu bucătăria, spală vasele, da. Face curățenie, o mai ajută pe soacră sa. Știi masa, faci eu ce știu, ce pot. Ce știi să faci, nu? Da. Da. Am lăsat 2-3 minute să se mai călească aici. Acum am aici niște bucățică așa de țelină. O să o pun așa întreagă, că nu le place la copii. Așa, și acum vrem să punem apa. Nora, așa, mersi. Mulțumesc. Nora este o fată de treabă, vă spun. Pe Nora o cheamă Nora. Ea este Nora noastră, dar o cheamă Nora. Nu mai punem apă, Nora, aici. Așa. Și după aia pregătim cuptorul, să punem costițele de porc, le punem la cuptor, după aia facem tăieței de casă, vedem tăieței sau tăscuțe, așa să punem în ciorba noastră. Da? Da. Așa. O să punem aici așa și punem capacul, la ultim o să punem, după când e toată fier tot aici, să fierbe toată compoziția, o să punem la final pătrunjelul. Ok. Acum tăiem pieptul ăsta în doi.
Da. Sunt două lovituri aici, să vedem dacă merge. Mamă, că la pe asta. Dar e da, tare. Am dat, că trebuie să dau pe os aici, gata. Am te-a scos osul ăsta afară? Nu, 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 nu scoate osul, că o să-l facem așa pentru Abel. Da? Da, niște cartofi așa fierți și o să facem așa un pui, vedem noi, cu un pic așa numai năbușit o să facem, da, pentru Abel, da, și pentru Iosif. Iosif îi place să mănâncă și costița de porc, el nu ține regim și nu vrea să ține regim. O să mă tăi de aici, mi-e place asta, tăiate așa. Nu tai eu dacă îți place. O friți sau ce faci? Da, o să o punem la prăjit. Așa, oameni bun. Na, fii. Am făcut și eu ceva. O să nu ziceți că n-am făcut. Vă uitați. Dar ăsta, Valerica, nu prea are nevoie de mine acum. Aici la bucătărie, numai ce mai greu fac și eu. Na, bă. Acum Nora noastră, Nora, face curățenie. Ștergem asta. Știu că vă place să o vedeți. Poftim, uitați-o pe Nora. O să filmăm în fiecare zi, în toate filmările noastre, o să fie și Nora. Și vă mulțumim. Și Iosif. Și vă mulțumim pentru că ne apreciați atât de mult și vă uitați la noi. Da. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu toate binecuvântările cerului de sus și pământului de jos, de care aveți nevoie și în viața spirituală și în viața cotidiană. Da. Vă mulțumim foarte mult. Avem cam locul e cam mic aici și ne învârtim tot în stânga, tot în dreapta. Acum, ce să facem, Valeric? Așa e situația aici. Așa sunt condițiile. Ce să facem? Stăm la bloc. Ce facem? Nu. Da. Și cei care nu știe, că ne-a mai primit mesaj că de unde suntem din țară sau unde locuim. Noi locuim în Belgia, în Bruxelles. De 21-22 de ani. Da. Eu sunt din România, sunt Ana Comnăuș, iar soțul meu este din Timișoara. Da. Cei care mi-au primit mesajul și vor să știe, Domnul să vă binecuvinteze pentru frumoasele mesaje care ne le trimiteți, da, pentru aprecieri care ne apreciați. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Mulțumim foarte mult pentru lucrurile astea. Vă mulțumim din inimă. Și am trimis acolo și niște mesaje la cei care ne-a trimis, da, vă mulțumim că, da, vă uitați la noi, vă rog frumos să vă abonați. Cei care se uită la noi și ne apreciază și ne iubește și ne iubește familia, vă rog frumos să vă abonați și vă mulțumim. Vă mulțumim pentru tot. Ce faci, Nora? Pregătești tava? Da, pregătește tava ca să punem coptița asta la cuptor. Mm-hmm. Eu o să pregătesc puiul ăsta, un pic de sare o să pun, nu o să pun mult ca să nu fie sărat, așa o linguriță, mm-hmm, așa mică din asta, un pic de sare. Mai la regim pentru că nu știu ce are Abel. Dar el mâncă de toate, la lapte, școală, da, amestecături din astea. Toate la școală. Normal că îl doare burta. Nu. Ce mănâncă el, nu știu. Ce mănâncă acolo la școală, la astea care au medonasurile astea, fritările astea care nu au. Nu sunt bune astea. Dacă te duci ce și mănânci. Ce mănâncă cât o șaurma din aia, ce mănâncă el la școală, nu știu. Și ia că el, cealaltă el, cred că mi-a spus, mami, miră. Nu, și acum vreau să fac pentru el așa un pic din ăsta nebușit cu niște orez. Vreau să-i fac așa simplu orez pentru Abel. Și pentru eu și dacă vrea să mănâncă. Eu i-am spus la Abel să nu mai mănânce afară cu ulei din ăsta ars de la marocan, de acolo, peste, da, tot. Nu-ți bune astea. Da, să vină acasă, că el e aproape de școală. Ce face? Da. Doamne, nici 5 minute nu face până acasă. Acum copiii sunt așa obișnuiți. Dacă merge cineva la plitărie, la un hamburger, la astea, se duc toți acolo și nu. Se simte mai bine așa când sunt mai mulți acolo. Da.
Vezi, Nora, că te apreciază oamenii. Mulțumim, mulțumesc. Dumnezeu să le binecuvinteze. Așa. Și pe tine, Iosif, te apreciază oamenii. Slavă Domnului. Mulțumește, Domnul să binecuvinteze. Mulțumesc foarte frumos. Așa. Așa, Iosif. Hai să luăm margarina. O să punem niște margarină aici. Așa. O să punem coasta asta așa. Tavă. O să punem un pic de ulei de măsline. Așa. Și am să pun o lingură de două de margarină. Nora, să-mi aduci folia de copt. Trebuie să punem așa deasupra. Noi folosim mai mult unt, pentru că eu simt că nu e așa gras, da, decât uleiul. Da, da. Da. Așa, și o să punem un pic de apă, ca să aibă unde să se facă. Da? Așa. O să revenim când o să punem folia, că trebuie să mă duc să fac asta în apă. Du-te, mă, că... Să o fac așa în apă. Da. Acum vreau să pun un pic de apă, așa, în tavă. Nu mult, un pic. Așa, jumătate de cană. Și acum punem folia de copt, hârtia de copt, peste așa. Și o punem la cuptor. Ok. Acum Nora curăță cu cartofii. Da. Iosif stă pe scaun aici. Cu cartofii ăștia ce face? Salată sau ce? Nu. Nu, o să-i facem așa în ceapă și în boia. Da? Cartofii ăștia se numesc cartofi sărănești. O să-i tăiem așa în patru. Și o să-i facem cu o ceapă, usturoi. Trebuie să fac usturoiul eu. Nu, păi. Pregătește și fă. Uitați-vă la Nora, pentru că trebuie să repet, prieteni, oameni buni, frați și surori, trebuie să repet câți ani are Nora. Nora are 19 ani. Da, pare ea așa tânără, uitați-vă. Da. Da. E mare. Noi ne bucurăm pentru lucrul ăsta și... Ne place că vă bucurați și voi și ne trimiteți mesaje atât de frumoase, da, despre noi și despre Nora. Sigur că și ea se bucură. Vă mulțumim foarte mult, da, pentru aceasta. Nora este o fată foarte ascultătoare și iubitoare de familie. Da. Iar repet, Nora o cheamă. Ea e Nora noastră, că se spune în românește Nora, dar Nora o cheamă. Da. Numele de familie, cum e numele de familie? Berlan. Berlan. Da. Dar mie îmi place numele ăsta, Nora. Da, nouă ne place, da, sigur că da. Am avut o fată care lucra cu mine, ea era marocană și o chema Noha. Așa, da, face, dar am văzut că... Noha. Nu, nu, Noha. Nu, nu, nu. Noha. Cum se spune, Iosif? Noha. Noha, în franceză. Da. Nu numai
zi, în marocană se spune nora. Și în italiană și în evreiască, iar da. La noi în Sântana, nu Valerico? Da. Nu știu dacă cheamă pe cineva, dacă cineva se numește Nora. Nu? Nu știu. Nu știu, nu cred. Ia că s-a nimerit la Nora. Mm-hmm. Da. S-a nimerit la Nora să-i pună mama sa numele Nora. Și nici numele Marcel. Noi în Sântana. La voi nu. Valerica, nu-i? Sunt mulți care, adică, care i-au pus în certificat Valerica, dar nu le spune Valerica. A, le spune... Le spune pe nume Ica, nu le spune Valerica. A, Ica. Da, eu sunt prima din tot Sântana Comnăuș care îmi spune Valerica, da. Din Comnăuș, nu din Sântana, că poate în Sântana mai sunt. Din Comnăuș, Sântana, noi de acolo aparținem, Comnăuș, Sântana. Dar Marcel nu e niciunul la voi. Numai eu. Și copiii mei. Nu, Marcel, fiul meu. Cel mai mare. Iosif iară nu-i. Păi da, bine, acum numele de familie al tatălui meu a fost Boț Iosif. Da. Și pe mine mă cheamă tot Boț Iosif. Oameni buni. Și acum, pe Iosif, fiul meu, îl cheamă tot Boț Iosif. Da. Știi de ce mi-am pus... Stai să spun și treaba asta, ce? Că noi suntem căsătoriți, da? Noi suntem căsătoriți, pe mine mă cheamă Boț Valerica, că suntem căsătoriți. După mine, da. După soțul meu. Și aici, în Belgia, când am venit și ne-am făcut actele, avem acte de Belgie, da. Nu m-au pus pe numele de căsătorie și m-au pus pe numele de fată. Da. Valerica numele Iamovici. Ei, numele ei. Da, numele era... de fată. Aici, în Belgia, așa să spun. Eu nu știam că mi-au spus alții, dacă știai, să spui, da, să spui de la început, acolo când te-ai dus să-ți faci actele, să te pune pe numele meu. Să spui la ei acolo, eu vreau să rămân pe numele lui soțul meu, da. Să-mi puneți. Dar eu n-am știut, eu am dat certificatul de căsătorie, eu am crezut că ei o să pună numele așa, de căsătorie. Dar ei mi-au făcut cartea belgiană pe numele de fată. Și dacă lumea mă știe aici așa, așa mi-am pus și numele la canal. Nu-i problema aia. Da, aici ești Ioanovici Valerica, dar în România ești Boț Valerica, da, nu da, mai ești. Da, numai aici în Belgia sunt da. Așa, da. Dar în România, normal. Aici o să pregătesc ceapa și usturoiul pentru cartofi. Da, sunt faini cartofii ăștia. Da, sunt faini. Nu se vede. Are așa o culoare faină. Mm-hmm. Da. O să spăl ceapa asta. Nora mai are câteva cartofi acolo de curățat. Și mă am imediat. Da, sigur. Astăzi terminați mai repede, cum văd eu. Da. Până cât ai început, mamă, cum? Să faci mâncarea la 9, nu? Și jumătate. Ai început să faci. Păi dacă nu dormim, dormim târziu noi. Avem timp. Pe la 2, 3, noaptea da, dormim. Avem timp. Nu ne mai asumim. Nu ne mai grăbește nimeni. Avem atunci, timp. O oră, două de plus dormim. Ai văzut, Nora a mâncat, Iosif a mâncat, da. Abel a mâncat, eu am mâncat un pic de pâine prăjită, atât.
o cafelul când eu n-am mâncat nu știu ce, dar nu mi-e foame, am timp. Nu, nici mie nu mi-e foame. Păi și dacă mă sculam de dimineață, am uitat el să cumpăr morcovi. Și dacă mă sculam de dimineață, tot trebuia să stau până deschide magazinul. Mai ales aici la tur și nu deschide până la 10 magazinele, aici lângă noi. Mm-hmm. Da. Am pus o micuță ceapă așa roșie și o jumătate din asta albă, la cartofi. Iară plânge acum. Păi, n-o să vezi ce plângi tu acum. Ustură ochii, nu? N-am luat cuțitul ăla mare care fac cu el. Păi, dau cuțitul ăla mare. Lasă că gata, deja am terminat. Da? Gata. Am terminat, o pun așa la călit cu un pic de apă. Mm-hmm. Un pic de ulei, nu mult. Așa. Wow. Pe tine nu te ustură ochii, Nora? Nu, ustură. Stai, mai un pic să vezi numai ce te ustură ochii și pe tine. După aia trebuie să te speri pe față. Nu știu, să vedem. Dar are tare, tare ceapa asta. Uh-huh. Tare, iute. Ceapa asta, nu știu de ce. Cred că eu trebuie să mă duc până aici la magazin să cumpăr niște ouă. Nu mai e ouă? Nu mai. Am avut ultimul și l-am pus la pâine. Când am căutat să fac prăjitura, am vrut să dau și prăjitura să o fac așa cu ouă. Acum mă duc să cumpăr pe aici de la magazin. Nu, până te vor, nu problem. Nu la termină cartofii ăștia, acum? Și după aia le tai, nu, Nora? Da. Cum le tai? Așa, felii? Nu. Pătrat, pătrățele? Da, pătrați, cuburi. Cuburi, aha. Știi cum, Nora, da? Da. Știi cum. Hai să-ți arăt, poate până vin eu, să-ți arăt cum se le tai. Să aduci și altă bolă la mai mic. Sau că nu avem unul mai mic, mai avem unul din ăsta acolo. Mai avem unul din ăsta, așa, care vine așa, oval. Ia că îl tai așa, mic. Așa. Cubuleții, da? Știu. Cubuleții așa. Trebuie să n-aduci ceva greutate pe tine, că nu, tu ți-ai zis să-i spui că cumperi una și mai cumperi. Ce? Acum vreau să pun puiul, așa înăbușit o să-l facem, un pic de ulei de măsline. Nu mult. Așa. Și am să-l pun aici așa. Un pic de sare am pus pe el. Și punem capacul. Un pic de apă. Ca să fac așa, nu-l prăjim. Pentru arde. Un pic de apă. Așa. Și punem capacul și lăsăm ca să fac. Așa. Aproape că nu l-a tăiat aici, da? Nu, acum ce vreau să fac aici pentru Abel? Vreau să fac pentru Abel un pic așa separat, nu prăjit, pentru el. O să punem niște cartofi așa numai pentru el, că tot să mănâncă el. Da? Așa. Punem un pic de ulei de măsline. Așa. Nu mult. O să punem un pic de pătrunjel tocat, așa. Și un pic de sare, un pic, nu mult. Așa, e cu trei degete. Așa, și asta o să fie al lui Abel. Și cu pui. Și așa, și astea o să le facem după. Da? O să le las aici, așa.
Și acum ce vreau să fac? Acum vreau să fac tăieței sau vedem noi tășcuțe. O să-i tăiem așa tășcuțe. Să-ți arăt să-mi iau. Acum vreau să fac un aluat de tăieței. Din două ouă. Așa. Un pic de sare. Câte minute oare avem? Să nu mai filmăm iar... 36-37. Da? Până terminăm... Mhm. Nu, hai. Revenim. Da. Nu. Dacă... Așa. Acum o să fac curat. Și mă duc să mă spăl pe mâini și revenim. Acum o să o frământăm, așa să o frământăm mai bine. Și după aia lăsăm 3-4 minute să se hodnească, să mai steie. Și atunci o să-l întindem cu făcălețul ăsta, care am spus că l-am de la mama. Dacă ți v-ați uitat la filmarea aia. Făcălețul de mama. Da. Ăsta-i. Îl am aproape de 90 ani, acest pechileț. Da. Am și o mașină de făcut pătura mai subțire. Am și mașină de tăiețe, dar eu vreau să fac așa, știți? Să fie mai tradițional. Mora lucrează la bucătărie, să mă aude vreo ce. Așa e în bucătărie. Da. Nora spală vasele, ne ajutăm, facem împreună. Nu, acum vreau să las 3-4 minute să mai stea, să se odihnească și atunci o să facem... Așa. O să vedeți că o să pun un bol așa deasupra. Așa, o să punem un bol, așa, și lăsăm un pic să se odihnească 3-4 minute și atunci o să-l facem cu, să-l întindem cu fichelețul. Nu, acum vreau să gust ciorba, să văd dacă mai trebuie sare. Mi-a ferbe repede, pentru că are pui, are legumele alea care am pus și mi-e de-a să facem. E bună? Mai trebuie, da. Da? Da, stai să pun. Să punem așa după gust. Așa. Atât. Și acum ia așa încet, ferbe, până facem tăieței, până se face carnea la cuptor, cartofii sunt gata, o să facem niște pâine. Nu, hai că vreau acum să fac o, să frământ pâine. Da? Mm-hmm. O să facem o pâine caldă. O să pun 1,5 kg de făină aici, ca să o fac așa mai, știi? O să vezi voi, o să facem pâine împletită, în trei. Cartofii acolo ce faci? Păi o să-i facem, stai, ai răbdare, o să-i facem. Pe când? Apoi până nu putem să facem tot odată. Dar ce trebuie, stai, să pui acolo? Să mai facem, să-i prăjim cu ceapă. Deja le-am terminat, alu Abel. Așa, 1,5 kg. Cam așa. Cred că este 1,5 kg.
Așa. O să pun un cubuleț din asta de drojdie, 42 de grame. Și aici am lapte și apă amestecată, jumate lapte și jumate apă caldă. Și o să punem un ou. Și o să facem o pâine bună. Da, facem un pic aici, așa, știi, și lăsăm să crească. Trebuie să aduc, să pun sare. Aici am sarea. Mi-a dus, te rog, Nora, o lingură, ca să măsur așa cu lingura. Nu prea avem loc aici. Nu, care mâncăm, mare. Nu prea avem loc aici. Zic. Nu prea avem, așa sunt condițiile, dar ce să facem? O să pun o lingură jumate. O lingură și jumate, așa, de sare. Stai să-mi iau un nod aici. Așa. Da, punem să nu uim. După aia o să-l facem așa și lăsăm să crească un pic mai iau, știi? Adică știți voi? Eu vorbesc și cu soțul. Așa. O facem așa, o, să se topească drojdia, o lăsăm să se topească, o facem așa, cu un pic de făină și lăsăm un pic să crească așa cu un fel de maia, da? Ca să facem pâinea noastră. Nouă ne place pâinea caldă, noi facem, ne place. Așa, acum o lăsăm un pic să crească și revenim. Ok. Tot, coastele noastre sunt gata. O să-i punem aici așa frumos. Uite ce. O să mergem să punem și mazărea la ciorbă, da? Că ciorba asta e gata fiartă, adică mazărea e gata fiartă, pardon, scuzați. Se mai întâmplă nici problemă. Mazăre la conservă și o să o punem acum aproape fiertă. Acum pun mazărea. Așa. Și lăsăm să mai fiarbă, facem tășcuțele și punem aici în ciorbă. Nu, uitați cum arată puiul nostru. Vedeți? Năbușit așa. O să-l mai las, nu o să-l mai las mult pentru că aproape e fiert. Și o să opresc aragazul, un minut, două, să-l mai las și o să opresc aragazul și puiul nostru și ăsta e gata. Și imediat o să fie și ciorbița noastră, o să facem o pâine. Și mai vedem. Și mai vedem. Spunem că e gata, e gata. Nu. Acum vreau să opresc aragazul. Și o să lăsăm așa până vedem ce facem. Ok. Nu, uitați cum s-a făcut drojdia. A făcut bășici, vedeți? S-a activat. Acum o să punem un ou. Deci așa. Și acum punem apă caldă cu amestecată cu lapte. Și imediat o să fim gata. O să mai durează mult. Nora face la bucătărie, spală tava. Da, să avem tavă curată pentru pâine. Să o punem la cuptor, o lăsăm să crească până... Și pe Nora. Până noi, până eu cum încep să pun, să fac, să întind pătura de tăiței, o să crească și pâinea noastră. Și o să o punem la cuptor. M-am uleiul aici. Pe ulei, așa. Să mântăm bine. Nu pot să mai filmez.
ieșit din partea aia mărțișela așa, știi? Nora pregătește tava, să punem pâinea, când o să fie să crească. Și acum pun un pic de ulei peste aluat așa și lăsăm să crească. Da? Așa, cam atât. Uitați cum s-a făcut, oameni buni. Nora pregătește tava. Și gata. Mai facem curățenie. O să pun o folie aici ca să crească. Așa. Ca să crească și pâinea noastră. O să lăsăm aici deoparte. Până noi facem tăieței. Nu prea este loc, dar o să facem. Iată așa. Nu, nu mai trebuie. Uleiul iară Nora, să-l ied aici. Asta iară. Și acum încep să fac tăieței. Și asta nu mi-am trebă. Ia-o de acolo. Și începem să facem tăieței. Ia ca așa, să facem tăieței. Să întindem. Pentru ciorba noastră. Mă, Nora îi place să se uite. Da, sigur că da. Că vrea să învață. Trebuie. Nu, Nora? Da. Trebuie să învață. Mai puțin și trebuie să faci tortul ăla mare. Da, sigur. O să facem. 100 de ori. Da, sigur. Spus. O să facem. O să filmăm când mergem să cumpărăm de toate. Da. Da. O să facem. Faci 1000 de abonați. Da. Și facem tortul. Nu, Nora. Da. Iosif s-a dus la culcare. Așa e el. Nu, o să facem așa până o să-l facem așa mai mare și revenim. Ok. Nu, și cam atât am făcut pătrea noastră. O să facem tăscuțe. O să tăiem așa din cuțit cu tăscuțe.
uitați cum arată pătura noastră. O să lăsăm să se uște, să se usuce, cum s-ar spune. Da? Așa. Lasă să se usuc acum? Da, o lăsăm să se uște. Aha. Nu, acum vrem să facem pâinea noastră. Uite, a crescut. Vedeți? Și acum vrem să o facem, să o pregătim, să o punem la tavă și să o punem în cuptor. Pâine caldă. Da. Ia ca așa. O să o împărțim. Da, vreau să mă duc să pun ăsta acolo, Nora, ca să nu fie aici în fața mea, da? Da. Nu, ia ca așa. O să facem o pâine bună, caldă, ca să știi că făina asta e bună. Nu, o să o tăiem așa în trei. Așa. Să mă duc să-mi iau o tavă din aia direct pentru... Este la acțiune. Să fac așa franzelă, știi? Este din aia tavă așa mare, nu am încă, trebuie să mă duc să-mi cumpăr. Nu, așa. Și acum... Facem așa. Cameramana Nora. Da. Eu sunt a doilea cameraman. Da. O să punem pâinea la cuptor. Ciorba imediat e gata. O să tăiem și tăscuțele. Îi facem așa tăscuțe, o să vedeți voi. Da? Împărțim în trei. Am schimbat cameramanul. Bine făcut. Acum filmează cameramanul 1. Cameramanul 2. A, eu sunt 1 și tu ești 2. Da. O punem așa și ia ca așa. Și acum vrem să o împlătim așa în trei. Așa. Aduc tava? Da, sigur că da. Trebuie să aduci tava. O punem așa. Ia uitați, o să fie o bunătate de pâine. O ungem cu ou.
așa. Să-mi aduci pensula aia, Nora. Adun pensula. Dar o mai lăsăm un pic să crească. O mai lăsăm aici vreo 5 minute să mai crească și atunci o facem cu ou și o punem la cuptor. Acum vrem să facem cartofii. Să pregătim cartofii. Pun ceapa. Vreau să pun un pic de apă. Să nu se ardă, ca ea să fie moale, știți? Așa. O lăsăm să se facă, dar punem un pic de sare peste ea, ca să se moaie. Ia ca așa. Și lăsăm să se facă. Acum, Valerica... Acum vreau să pun aici usturoiul, după ce am pus ceapa cu apă. Ia uitați, vin Marcel să vezi aici. Deci se vede că eu trag aproape. Da? Da. Și acum pun usturoiul. Okay. Facem ceapa, din moale, s-a moiat. Și punem usturoiul. Am pus așa usturoiul ca să nu se ardă. Da. Lăsăm Nora, un minut să se mai facă și un minut. Nora a făcut cafeaua aici la aparatul ăsta. Da. Nu, lăsăm un minut aici să se facă și usturoiul. Da. Punem boiaua. Revenim când punem boiaua. Ok. Na. Acum vrem să punem boia. O lingură de boia. Și acum punem cartofii. Iacă așa. Punem cartofii. Să fac așa frumos. Și punem pătrunjelul. Și ăștia sunt cartofi țărănești sau cartofi tradițional. Dar sunt bune, la grâu mi-mi plac ăștia. Nu după cartofii ăștia așa. Aduc acum pătrunjelul. Să pun marcă, înceapă. Foarte bun. Ia că punem pătrunjelul. Așa. Cartofii noștri sunt gata. Oprim aragazul. Și sunt gata. Mai avem ciorba și pâinea. Revenim cu pâinea. Acum vrem să punem și pâinea la cuptor. Am pus un pic de lapte aici în ou și acum vrem să ungem pâinea. Am făcut o pâine mare. Vă place pălăria mea, prieten? Stai că aici în Belgia, când te vede belgianii, ăștia, belgianii, da, îți spune Mexicul. Da, mi-au zis să nu că sunt din Texas. Din Mexic, da. Din Texas. Când am fost în piață acum. Da, în America se poartă pălării din ăștia, e normal. Da. Dar noi purtăm pentru că noi așa purtăm, să vedem. Așa e obiceiul nostru. Dar asta e pălărie cowboy. Așa, și acum o punem la cuptor. Hai că o punem aici. Și o să fie o pâine de minune. De bună. Așa. Că se usta e pătrunjel. Așa. Nu, cafea? Nu, acum o punem la cuptor. E bună. Acum vrem să tăiem, să facem tăieței. Da,
să-mi aduc numai un pic de făină. Am pus un pic de făină, că nu știu cum... Nu e așa mare pătură. Nu e mare, cum a ajuns apă un pic aici, știi? Și ca să nu se lipească, am pus un pic de făină, nu. Dar nu e așa uscată bine, ne grăbim, că deja am filmat o oră, nu? E o oră și 29 de minute. Nu, cum îi place să se uite la noi, să uite și așa. Nu. Vrem să tăiem și... Mai bine să ai mai multe ore. Tăscuță. O să-i facem așa tăscuță, știți? O să vedeți. Ia să-i tragă asta mai întâi ca să pot să... Da, să am. Ai loc. Hai? Am loc acum. Să se taie așa. Iată așa. Mă las să tai eu? Vrei să tai tu pătul? Nu, că nu trebuie să te lași așa, știi? Că ei să lipesc dacă te lași. Da, mă încerc și eu să văd cum așa, e. Trebuie să faci așa, dacă să... Vrei, ușor, dacă... vezi? Așa ușor. Da, și ce, nu știu? Bă, hai, încearcă să văd. Să încerc și eu. Oameni buni, acum să vedeți, hai să la acel mucătar. Hai. Uite, dar acolo să vezi cum tai eu. Vezi că nu prea, nu sunt așa uscate. Și dacă... Te lași? Dacă apeși, nu se mai iasă bunic. Știu. Nu. 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 Acum, nu, tu ești bucătarul și mama se uită la tine. Cum așa faci? Na, bine, du-te de acolo. Nu faci. De ce? Așa? Trebuie să te lași așa, ușor. Ușor. Nu bine așa? Nu. Asta nu-ți place cum fac? Nu sunt uscate, vezi, și iată, uite. Nu sunt așa uscate și ne grăbim. Dacă mai lăsăm să mai... Dacă și geamul... Ai închis geamul? Păi și ce vrei să fac? Să l-am deschis, că țipă ăștia afară. Lasă, că nu are nimic. Iată, așa ușor trebuie să faci. Așa ușor. Ia. Auzi. Auzi ce-a făcut. Ia, ăla, ăla, închide. Război. Închide. Închide geamul. Nu, că să-i facem așa și revenim când punem în oală. Okay. Tăscuțele, i-am făcut așa, tăscuțe. Și acum mai punem în oală să fiarbă. Revenim la bucătărie. Acum vreau să pun tăscuțele, dacă fierbe ciorba. Nu o să punem smântână, nu o să punem, să o facem așa cu smântână. O să o lăsăm așa, nici acră, nici că alții vor acră, alții vor cu smântână. Nu, noi o servim așa cum e. Da? Da? Lăsăm în minus să fiarbă și tăscuțele și ciorba noastră aproape gata. Și ciorba noastră e gata. Popim aragazul. Ia uitați cum arată de faină. Ia uitați, o bunătate de ciorbă. Ce culoare faină are. Și cartofii noștri. Puiul nostru e aici. Ia să arătăm și pâinea la cuptor, Nura. Oprește. Nu uitați cum s-a făcut pâinea. Hai să vă arăt așa, să o scot un pic. Să vedeți ce pâine am făcut. Ia uitați. O bunătate de pâine. O lăsăm să se facă. Și am terminat și mâncarea. Ia uitați. Pe ziua de astăzi. Ciorbica noastră. E o bunătate de ciorbă. Cartofii noștri natur pentru Abel. Asta e porția lui Abel, pentru Abel. Carne de pui. Și pentru Iosif și cine vor să mănâncă. Pentru toată familia, da. Nu contează. Aici pâinea. Ia, ia uitați cum, Doamne, arată, da. Pâinea asta mare la cuptor. Acum am luat-o din cuptor, e caldă, da. Wow. Uitați. Ia uitați cum arată. Wow. Dar ce bună miroasă, o bunătate. Nu pot să o rup. Da, să vă fierbinte. Arăt, îți dai seama, e fierbinte. Aici. Cartofii noștri țărănești sau tradițional, cu o salată din asta așa roșie, da. Cu mere. Și?
costița. Costița noastră. Și cam atâta. Da. Și cam atât cu ziua de astăzi. Vă mulțumim celor care ne urmăriți. Vă mulțumim celor care ne dați așa frumoase mesaje. Vă mulțumim pentru cei care s-au abonat la canalul nostru. Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Vă rog să vă abonați la canalul nostru. Vă spun o duminică plăcută. Pe curând, la revedere! La revedere!